Bună seara, doamnelor și domnilor! Sunt Dragoș Boța și, ca de obicei, vă spun bine ați venit la o nouă ediție Press Alert Live de aici, din studiourile Onset HDV. Timișul continuă să nu aibă o putere asumată, ca să spunem așa, și majorități care să decidă în vreme de pandemie ce se întâmplă în Timiș și în Timișoara, pentru că vă reamintesc ieri un singur viceprimar, cel al USR, a fost votat la Consiliul Județean Timiș, liberalul Alinica, nu dă semne că s-ar grăbi să pună în discuție alegerea celor doi vicepreședinți. Între timp, situația nu este deloc roză în Timișoara și în Timiș. Rata de infectare crește în unele localități cu mult, ajungând cu mult peste 10. În Timișoara suntem la 8.23, dar nimeni nu știe ce ne va aduce următoarea perioadă. Asta în timp ce liberalii au început primul atac la baionetă, de fapt contra-atac la baionetă, la adresa useriștilor, pe care îi acuză că au făcut o înțelegere cu PSD. La Timișoara, bineînțeles. Vă dați seama ce deranj mare, asta în condițiile în care USR acuză PNL că își dorește de fapt la Consiliul Județean Timiș o majoritate cu pro-România pentru ca liberalii să aibă ambii vicepreședinți, iar unul dintre vicepreședinți ar trebui să vină de unde, dacă nu de la noul centru de putere din PNL cu sediul la Sân Nicolaul Mare, la primarul Groza, unde nu-i așa, este noul Alin Popoviciu, căci funcția de secretar general interimar, ce e drept, i-a revenit. Despre ce se întâmplă în interiorul PNL Timiș, după plecarea lui Nicolae Robu, dar și ce își propune în această campanie, de fapt în următorii 4 ani, Partidul Național Liberal Timiș, discutăm în această seară cu domnul Ciprian Bogdan, candidat PNL pentru Camera Deputaților, poziția 4-a. Bună seara, bine ați revenit la Press Alert Live. Bună seara și bine v-am regăsit. Cum mai e prin partid, domnule Ciprian Bogdan, acum după plecarea lui Nicolae Robu, venirea unui nou președinte cu lupte interne și nu simple, cu candidații care trebuie să facă o campanie în cu totul alt stil? Care e atmosfera? Atmosfera în PNL Timiș este bună, e o atmosferă cu un suflu tânăr. Avem un nou președinte, pe domnul Nica, care este și președintele Consiliului Județean Timiș. Avem planuri bune de viitor, avem o listă de candidați în care îmbinăm experiența cu tinerețea. Eu cred că vom face treabă bună și cred că vom obține un scor foarte bun la alegerile parlamentare de pe 6 decembrie. Pot să spun că ne putem spune fiecare dintre noi opiniile, pot să spun că le discutăm și pot să spun că luăm și decizii, după cum ați văzut, prin vot democratic. Bun, asta cu deciziile mai vedem cum e, căci pare că lucrurile nu sunt chiar pe placul tuturor și mi-aduc aminte că aici în studio Alin Popoviciu, nu știu, încă e coleg de partid cu noastră, încă nu e exclus definitiv, sau? Există o decizie de birou prin care s-a hotărât excluderea domniei sale. Procedura continuă, sigur, domnul Popoviciu are dreptul să conteste la Curtea de Onoare și Arbitraj, atât cea locală, cât și cea de la Sediul Central din București. Aici Alin Popoviciu nu era tocmai mulțumit de ce se întâmplă, a venit și primarul din Lugoj. Credeți că toate aceste fricțiuni interne vă încurcă în campanie, mai ales că ocupați poziția 4-a, e luptă acolo, nu e 100%... Poziția 5. Poziția 5 nu e 100% eligibilă. Nu cred că ne încurcă, dimpotrivă, cred că ne ajută un pic de curățenie în partea mea. Sigur că fiecare are dreptul să aibă o opinie și domnul Popoviciu are dreptul să aibă opiniile sale. Pe domnul primar de la Lugoș chiar îl stimez și cred că face o treabă foarte bună și va face o treabă excelentă în următorii 4 ani. Însă noi în Banat avem așa o vorbă, nu prea e bine să-ți speli lucrurile în stradă. Ceea ce avem de spus trebuie să spunem între noi. S-a luat o decizie, domnul Popovici poate să meargă mai departe, să-și ducă lupta conform statutului PNL. Asta e interesantă, că nu discutați în spațiu public și preferați să țineți
în interior și mi-aduc aminte că în vremea lui Nicolae Robu, fostul președinte al partidului, era așa o tăcere în PNL, nimeni nu cârtea, orice spunea marele lider se îndeplinea, toată lumea era pe sistem mut, n-am auzit nicio voce din PNL care să conteste derapajele, ca să mă exprim elegant, ale președintelui PNL Timiș, dar văd că acum, și citeam într-un advertorial al domnului Pirtea, colegul dumneavoastră de listă, a început partidul să se răscolească și să se dezică de Nicolae Robu. Doamne iartă-mă, cum asta? Nu doresc să comentez părerile colegilor, pentru că nu asta e ideea. Domnul Robu a plătit cu funcția de primar al Timișoarei și cu cea de, și a pierdut și funcția de președinte al filialei PNL Timiș, dânsul chiar a demisionat. Noi trebuie să ne vedem de treabă mai departe, să ducem mai departe o parte din proiectele pe care Nicolae Robu le-a început și administrația liberală le-a început la primărie, pentru că o mare parte dintre ele sunt chiar foarte bune pentru oraș. Da, credeți că e suficient? Și vă întreb asta. Nicolae Robu a plătit cu funcția. Da? Cu cea de primar și asta a fost decizia electoratului. Dar partidul, i s-a șters toată vina, acea tăcere complice se poate șterge cu, trecem peste ea ca și cum nu ar fi existat? Pentru că aceste voci, aceste ziceri ale domnului Pirtea și altora care spun acum, știți, noi ne-am spus domnului Robu că nu e bine, dar nu ne-am atacat liderul. În condițiile în care vorbim de derapaje grave, domnul Voța, sigur că unii dintre noi au mai spus în privat și unii chiar și în ședințele de partid domnului Robu că anumite lucruri nu sunt ok. Domnia sa a acționat cum a crezut domnia sa de cuvință. Rezultatul este cel care este. Noi trebuie să ne vedem de treabă mai departe, trebuie să ne ducem mai departe proiectele atât la Consiliul Județean cât și la Primăria Municipiului Timișoara. Bun, că tot vorbeam de administrația Robu, mi-aduc aminte că la un moment dat erați în Consiliul de Administrație de la Piața ESA, corect? Da, am fost o perioadă de, cred că, 3 luni pe finalul de mandat al domnului Ștefan și când a venit domnul Naslău m-am retras din Consiliul de Administrație. Păi cum? Când a venit colegul nostru de partid v-ați retras? Tocmai începusem un al doilea mandat de consilier împreună cu eurodeputatul Cristian Bușoi și am hotărât să mă dedic mai departe, mai bine administrației de la Bruxelles decât cele de aici. Administrației piețelor, da. Vedeți, domnilor și domnilor, cum în politică Bruxelles-ul te salvează de orice. Bun, asta este. Nu te rămâne salvează, de văzut. Cred că te învață niște lucruri bune, părerea mea, dar... Da, acum, și la piețe ai putea să învățați, eu am văzut ce a învățat domnul Naslău. Mesaje antisemite, homofobe, atunci când nu i-a mai fost... Cu siguranță mă dezic și ne-am dezis în integritate ca filială de mesajele antisemite ale domnului Naslău. Clar nu ne sunt caracteristice nouă liberalilor, sub da. Nicio formă. Dar un astfel de personaj sinistru a fost ani de zile ținut în primele rânduri ale Partidului Național Liberal. Și repet din nou, nimeni n-a spus nimic până acum. Până s-a schimbat conducerea, toată lumea a fost, vă purtați cu un Naslău, mă scuzați, ca și cu oul. Am dumneavoastră vreți să scriem așa o carte de istoria PNL Timiș aici în emisiune sau mai bine să vorbim un pic și păi, despre lucrurile care vor urma? Despre prezent și viitor nu putem vorbi fără trecut, că cine își uită trecutul... Corect și asta. Da, deja am vorbit despre trecut, haideți să vorbim despre viitor. Până la viitor ajungem, stați că... Da, vă grăbiți, domnul... Nu mă grăbesc, domnul. Avem 50 de minute. Dacă trebuie, facem o emisiune de 2 ore, cum am făcut și cu domnul Popovici, nu e o problemă. Dar vreau să rămânem în prezent, că până la viitor avem niște chestiuni, iar alianța care nu mai există, alianța anunțată PNL-USR, pare a fi o fată morgană. Adică la începutul, imediat după alegeri, păreau lucrurile foarte simple și foarte clare, cu câte un viceprimar, vicepreședinte PNL-USR, iar acum vedem că PNL nu dorește, Alin Nica, evident, nu dorește să se discute despre alegerea vicepreședinților, în condițiile în care are lista completă de consilieri județeni, dar nu a pus în discuție chestiunea vicepreședinților la Consiliul Județean, cu precizarea că aceasta a fost înainte de Consiliul Local Timișoara, de-abia ieri Consiliul Local Timișoara a avut formula completă. Și vă întreb,
ce se întâmplă și de ce nu se închide odată această poveste în condițiile în care în ambele instituții, Timișoara și Consiliul Județean Timiș, ați avea o majoritate mai mult decât confortabilă și v-ar permite să implementați pentru binele cetățenilor proiecte fără niciun fel de problemă, având două treimi. Cu siguranță noi suntem de părere că majoritatea, atât în Consiliul Local Timișoara, cât și în Consiliul Județean, trebuie să fie o majoritate de dreapta alcătuită din PNL și USR. Lucru pentru care, la ședința de Consiliul Local, noi, după cum bine ați văzut, am votat în consecință, în alianță cu USR. Din păcate, finalul a fost altul decât ceea ce USR a declarat. Adică, viceprimarul USR a fost ales cu voturile USR, cu voturile PNL, dar și cu voturile PSD. Candidatul PNL, domnul Cosmin Tabără, a luat doar voturile consilierilor liberali prezenți. Ceea ce, văzând și alocuțiunea domnului Țoancă de la finalul ședinței, care îl cunoaștem bine pe domnul Țoancă, dânsul nu face declarații așa gratuit sau doar ca să se afle în treabă. Dumneavoastră știți foarte bine că a fost și în administrația Robo, adică a fost colegi de partid. Nu, am fost colegi de Consiliul Local, dânsul era consilier local PSD, eu eram consilier local de PNL. Și a fost colegi și prin USL. Dar dânsul nu face afirmații gratuite și a ținut să precizeze în ședința de Consiliul Local că ei sprijină administrația USR. Oare de ce? Poate ca să ceară ceva în schimb PSD-ul mai târziu, pentru că știți că unde PSD-ul se lipește, de obicei pârjolește și USR-ul va învăța pe proprie piele că un asemenea pact USR-PSD chiar nu e benefic pentru administrație din Timișoara. Da, ca om care știu că citiți cu atenție declarațiile. Cu mare atenție, domnul Botan. Așa, și le urmăriți. Eu mă întreb de ce toți liberalii nu văd și nu transmit publicului decât jumătate de mesaj. Asta care vă convine. Pentru că mesajul complet a fost așa. Nu votăm candidat viceprimarul PNL și nu s-a oprit aici, punct, au spus useriștii. Nu-l votăm pentru că nu avem de la liberali, la Consiliul Județean Timiș, o garanție că va fi votat un vicepreședinte USR în condițiile în care Dominic Fritz a spus: noi nu avem, ok, nu este protocol scris, nouă ne este suficient dacă domnul Alin Nica iese și face așa cum a făcut declarația aceea publică că susține cei doi viceprimari și spune că un vicepreședinte la Consiliul Județean va fi de la USR. Ce îl împiedică, politic vorbind, pe Alin Nica să deblocheze această situație și să spună că unul dintre cei doi vicepreședinți de la Consiliul Județean va fi de la USR? Aici este cheia întregii povești. Cheia întregii povești este și ceea ce se întâmplă în realitate, pentru că ați văzut că de la declarații și postări pe Facebook până la realitate e o diferență. Pe declarații, USR-ul e în alianță cu PNL-ul. În realitate nu ne-au votat viceprimarul și au semiblat cu PSD-ul, părerea mea. Dar cronologic oricum, de acolo, cu voturile noi n-am PSD înțeles sau foarte fără, clar. O secundă. Da. Cu voturile PSD sau fără... Le-ar fi pus și cu voturile viceprimarul trecea. Deci, până la urmă... Trecea cu voturile noastre, așa cum ne-am înțeles. Doar că ei nu s-au ținut de cuvânt până la capăt și nu au mai votat candidatul PNL. Păi nu, dar au anunțat dinainte. Ei au spus înainte de a se intra la vot, încă de la ora 1, au anunțat foarte clar că nu vor vota dacă nu vine această garanție publică a lui Alin Nica. Ori garanția publică a liberalilor prin vocea președintelui nu a venit. Dar uitați, dumneavoastră, uitați să ne spuneți și detaliul ăsta. Nu nouă jurnaliștilor. Dacă mă lăsați să facem o cronologie, o să înțelegeți situația. Haideți să vedem. Da, am început negocierile cu USR. Și am căzut de comun acord să negociem atât proiectele cât și pozițiile în administrație. Dar în principal, prima discuție a fost cea de proiect. Iar în cea de poziții în administrație, funcție de vicepreședinți și de viceprimari, la Consiliul Județean un vicepreședinte PNL, un vicepreședinte USR. La primărie, un viceprimar USR, un viceprimar PNL. După care, țineți minte momentul în care noi am dorit să semnăm un protocol pe anumite proiecte pe care dorim să Dar le dezvoltăm în Timiș. Funcțiile publice. Pe care domnul Fritz l-a mototolit și l-a aruncat pe jos. După care domnul Fritz vine și spune: domnule, Timișoara este într-o situație dramatică, trebuie să votăm viceprimarii, să facem majoritate. Ne-am întrunit, noi am votat, ei nu au votat. Va fi făcută și ședința de Consiliul Județean. Întrebarea mea este, noi, ca liberali, vom avea garanția că ei vor merge mai departe cu noi dacă acum nu ne-au votat?
Pentru că se poate pune întrebarea și așa, domnul Dragoș. Putem să punem întrebarea când se va face acea ședință de Consiliu Județean? Nu cred că va mai dura mult. Întrebarea mea, credeți că, din ce știți din interiorul PNL, că așa cum domnul primar Frița a convocat ședința de șase, așa va convoca și domnul Nica. Se va face această ședință înainte de 6 decembrie, ziua alegerilor parlamentare? Cu siguranță vom avea ședință de Consiliu Județean înainte de 6 decembrie. Dar dacă nu ordinea se pune... de zi o va stabili președintele. Păi despre asta e discuția. La că fel dacă cum ordinea aveți... de zi la Consiliul Local o stabilește domnul primar în funcție. Bun. Dar acolo lucrurile sunt clare. Și... Dar tot nu mi-ați răspuns la întrebare. Deci ce l-a oprit sau ce l-oprește pe Alin Nica să pună capăt tuturor speculațiilor că vreți o alianță cu Pro-România, că vreți să aveți doi vicepreședinți și să spună public atât au cerut cei de la USR? Că eu asta nu înțeleg. Explicați-mi noastră. De ce cei de la USR au spus așa, avem nevoie, ne este suficient ca Lindica să iasă public și să spună că unul dintre vicepreședinții de la Consiliul Județean va fi un membru USR. Și întrebarea mea, ce îl oprește pe Lindica să facă acest lucru? Eu nu știu ce simplă. Spuneți dumneavoastră lucrul ăsta. Eu l-am văzut de cel puțin trei ori pe domnul Lindica în declarații publice, că putem considera și posterile pe Facebook declarații publice până la urmă, spunând că vrem să respectăm această alianță până la capăt. Da, vrem să respectăm această alianță până la capăt în toate comunele din județul Timiș, în care putem să facem o majoritate de dreapta. Lucru care USR-ul deja nu l-a făcut. La Cenad au închis Consiliul Local cu PSD, da? Și nu e singura colaborare cu PSD. Păi că la Giroc vă bateți și PNL-ul și USR-ul, știți unde e... partea drăguță a lucrurilor, cu ghilimele de rigoare, că la Giroc, unde e primar PSD, PNL și USR vor să-și pune viceprimar cu primar PSD, da? Acolo nu mai e o din problemă. Din informațiile mele și la Giroc există o înțelegere între PSD și USR. Păi da, pentru acum, că e drept că PNL-ul a mers cu un om care reprezintă mafia imobiliară de acolo, dar asta e altă discuție. Și e problema asta dumneavoastră politică. Dumneavoastră, nu e dovedită. Eu cunosc ca medic veterinar, n-am dovedit, sincer, nu pot vorbi. Auziți, afacerile acelea cu autorizații obținute într-o zi, când nimeni nu obține autorizații, cu terenuri care se câștigă €1.000.000, medicina veterinară, acolo sunt lucruri dubioase și scandaloase în același timp. Și am scris vă despre ele. Poziția, dar vă repet, eu îl cunosc pe medicul veterinar Dan Vârtosu, nu-i știu restul activităților. Sincer, nu-i știu. Nu mă ocup de imobiliare, chiar nu știu. Păi normal că nu... Dar tot repet și nu mi-ați răspuns la întrebare. Vă rog. Ce îl oprește pe Alin Nica să anunțe public că un vicepreședinte va fi de la USR? E o întrebare simplă. Domnul Boța, de cel puțin trei ori l-am auzit eu personal pe Alin Nica spunând că vom respecta această alianță și vom face majoritate și în Consiliul Local și în Consiliul Județean cu un vicepreședinte PNL, unul USR, un viceprimar PNL, un viceprimar păi USR. Și atunci, când acum, a fost... realitatea este că am avut ședință la Consiliul Local, noi ne-am ținut de cuvânt, USR nu s-a ținut de cuvânt și a făcut blat cu PSD. Asta e realitatea. Matematica votului e simplă până la urmă și necruțătoare. Da. Nu, mi-ați răspuns la întrebare, dar trecem peste. Așa e punctajul de la partid, să spuneți că a făcut declarații. Nu, punctaj, nu a spus nimic. Nu a spus nimic pe această temă, Alin Nica, și nu a spus-o cu subiect și predicat, cel puțin în ultima săptămână. Nu a spus-o, n-a pomenit nimic de situația de la Consiliul Județean. Tot timpul focusul a fost exclusiv pe Consiliul Local Timișoara și credeți-mă că am citit și în dungă declarațiile tuturor actorilor politici. Domnul primar Friț a grăbit lucrurile și n-am mai așteptat să negociem program de guvernare. Ce să mai negociați? Lăsați că ăla era negociat. Acum, haideți să spuneți-mi, negociați cu Pro-România? Nu. Vă doriți doi vicepreședinți la Consiliul Județean? Nu am auzit această discuție în interiorul PNL decât de o poziție de vicepreședinte. Am înțeles. Nu deci... s-au făcut nominalizări pentru două poziții sau orice alte discuții în ședințele de partid. Am înțeles. Deci acolo unde e toată lumea. Eu nu acolo poate... particip. Acum nu... În culise nu știți ce se întâmplă. Nu știu toate mă rog, culisele. Mă ca și candidat, bănuiesc că ar trebui să, fiți, să știți mai multe decât un, decât un membru simplu în comitetul cu siguranță, județean. Dar vă repet, nu au fost făcute nominalizări pentru a doua poziție. În condițiile acestea, văzând cum se mișcă lucrurile, de fapt cum nu se mișcă în această alianță, vedeți posibilă o alianță a PNL cu partidele de stânga Pro-România PSD la Consiliul Județean? Vă repet încă o dată că nu văd posibilă o alianță a PNL-ului cu stânga. Nu ne potrivim nici ca proiecte, nici ca doctrine. Și dacă nici vă susțin cei doi vicepreședinți? Nu.
V-am spus că nu încercați să mă duceți într-o capcană. Eu nu vă duc pentru în nicio zonă. Noi în continuare ne dorim o alianță de dreapta și ne dorim și la guvernare, pentru că PNL va fi la guvernare după 6 decembrie. Ne dorim, sperăm noi, o alianță cu USR. Dar vedeți că această colaborare PSD-USR s-a mai întâmplat. Țineți minte cu domnul Iordache, deși ei din nou spun că nu e adevărat, că nu e așa, dar tot matematica votului ne arată că domnul Iordache a luat și voturile lor și voturile PSD-ului și omul USR-ului a fost pus și el în Consiliul Legislativ. Dar nu e nicio garanție că n-au votat și liberalii. Tot pe noi ne-am asumat public că n-am votat și se vede pentru că candidatul nostru nu a obținut numărul de voturi necesare, dacă țineți minte. Bun, e o discuție acolo, dar dincolo de toate acestea, e interesant un lucru. Că, deși avem o situație aparent foarte simplă, două partide care au două treimi în cele două instituții, la aproape două luni, nu avem majorități, nu avem vicepreședinți și nu avem decât un viceprimar. Deci, dar nu avem două majorități stabile în condițiile în care politicieni de la stânga la dreapta au spus electoratului din Timiș și din Timișoara în campanie electorală că binele cetățeanului și buna guvernare primează. Îmi pare rău, asta nu e bună guvernare în condițiile în care nu ai echipe complete care să-și facă treaba și să lucreze spre binele plătitorului de taxe. Domnul Boța, la Consiliul Local avem deja o majoritate, USR, PSD. Nu? Așa s-a întâmplat, așa a declarat și domnul Țoancă, așa a fost și votul la viceprimari. În Consiliul Județean am votat comisiile, da? Ele sunt deja funcționale. Dar... deci instituțiile până la urmă funcționează. Așa, cu fără vicepreședinți. Dar deocamdată la Consiliul Local Timișoara avem o majoritate USR-PSD. Acum, uitați, mâine să aibă ședințe extraordinare să se aleagă. Eu asta nu înțeleg și nu aveți explicație la o întrebare simplă. Cei din Partidul Național Liberal, unde este? Care e problema de nu puteți alege mâine vicepreședinții? Ce vă oprește? Domnul Boța, a fost convocat Consiliul Local. Ne-am prezentat, am votat, am făcut ceea ce trebuie. La fel se va întâmpla și la Consiliul Județean. Ce vă oprește să convocați mâine? Dacă mâine se hotărăște să-l convoace, cred că trebuie 5 zile de la anunțare, da? Ce? Nu, se poate face ședință extraordinară, convocare de îndată, urgență. Acest lucru hotărăște domnul președinte Alin Nica, puteți să-l întrebați și pe dânsul. Eu v-am spus, l-am auzit în cel puțin 3 rânduri spunând că vrem o majoritate cu USR și chiar am făcut ceea ce trebuie la primărie. De alegeri, în ce măsură credeți că veți mai plăti prețul proastei guvernări a lui Nicolae Robu la alegerile parlamentare în Timișoara? Haideți să fim serioși. Eu nu cred că Nicolae Robu a pierdut pentru că n-a făcut lucruri în Timișoara. Părerea mea că a pierdut pentru că și-a deschis prea multe conflicte, unele dintre ele și din punctul meu de vedere inutile. Domnia sa nu mai e primarul Timișoarei, este o pierdere pentru PNL, nu putem să ne negăm istoria după cum discutam și înainte de emisiune. Eu cred că proiectele pe care noi le avem în continuare la Primăria Municipiului Timișoara, împreună cu cele de la Consiliul Județean și multe dintre ele sunt comune, de la stadion, la sală polivalentă, centura Timișoarei, variantă nouă de legătură cu autostrada, un nou proiect de autostradă Timișoara-Moravița care se înlege de Belgrad, toate aceste lucruri, oamenii le vor aprecia și ne vor vota pe 6 decembrie pentru că vestul are nevoie să fie mână în mână cu guvernul. Până acum am fost așa, când în contracurent, când cu guvernul PSD, dar premierul de aici a stat doar câteva luni, lucrurile parcă nu ni s-au aranjat. Măcar a dat drumul la centura cu care v-ați lăudat în campania de... Haideți să fim serioși. Ritmul lucrărilor s-a accelerat în perioada guvernului Orban și vedeți că guvernul a prioritizat investițiile în sectorul public, dacă vă uitați bine. Nu mai e niciun constructor care se plângă în general la drumuri sau la autostrăzi că nu are finanțare. Mai degrabă se plâng că nu pot respecta termenele. Dar guvernul a alocat cei mai mulți bani pentru investiții în acest an. Pentru că știm cu toții că într-o perioadă de criză, investițiile publice sunt cele care țin cât de cât economia. Da, e normal. Până la urmă, asta poate să facă guvernul rapid și direct. Să bage bani. Asta a făcut. Asta face. E un nivel în zona de investiții cel mai mare din ultimii 10 ani, dacă vă uitați. Și e pe cifre. Bun. Ziceți că nu o să vă afecteze. Pe de altă parte, astăzi Dominic Fritz, primarul Timișoarei, spunea că
deși au fost plătiți oameni cu sporuri la Primăria Timișoara pentru fonduri europene și proiecte, cu sporuri de 7 milioane, bani efectivi care au intrat în visteria municipalității doar 1 milion de lei și că de fapt s-ar fi atras din totalul de fonduri, din proiecte, undeva sub 1%. Eu cred că e o încurcătură aici și cred că domnul primar în funcție se referă la cheltuielile de regie pe care și le reține unitatea din proiectele europene și nu la investiție în sine. Și atunci calculele stau diferit, dar Timișoara e unul din orașele care a atras mulți bani europeni în ultimii ani. Chiar foarte mulți. Ca medic și ca om care a condus spitalul județean, v-aș întreba cum vedeți, pentru că problema de sănătate a revenit iar într-un mod tragic în prim plan cu nenorocirea de la Neamț, de la Piatra Neamț. Asta în condițiile în care odată la 5 ani avem câte o astfel de tragedie în România, fie că vorbim de Giulești, de Colectiv și acum vorbim de Piatra Neamț. În primul rând îi doresc multă sănătate medicului erou de acolo și ne dorim să se însănătoșească cât mai repede. Condoleanțe familiilor celor care au decedat. Evenimentul este clar tragic, dar cred că trebuie să facem o analiză corectă a ceea ce s-a întâmplat acolo și să tragem în învățăminte, astfel încât să nu se repete și în alte locuri. Vedeți că suntem cu sistemul la capacitate aproape maximă, ca să spun așa, în unele zone din țară chiar depășit. Presiunea pandemiei este foarte mare. Probabil la fel de mare ca și în alte țări. Vedem că sunt orașe mari, gen Milano, New York, Paris, care în primăvară au capotat în primul val de pandemie. Acum, al doilea val parcă ne lovește cu o violență și mai mare ca număr de cazuri. Cazul de la Piatra Neamț trebuie să ne învețe ce să nu mai greșim. Ați văzut că guvernul totuși a fost corect și face o anchetă până la capăt. Haideți să așteptăm să termine ca să ne dăm seama ce este acolo. În cazul colectiv, guvernul și-a dat demisia. În cazul de față, ministrul Tătaru spunea, ministrul Sănătății spunea că suntem cu toții vinovați, iar președintele Klaus Iohannis spunea, citesc, este un pic nerumegată această declarație. Din punctul meu de vedere, domnul Tătar a făcut o declarație sinceră, dar neinspirată. Dar nu poți să abuzi un guvern care nu are nici măcar un an de zile de ceea ce se întâmplă. Uitați-vă cine s-a bătut cu toată puterea ca Ministerul Sănătății să nu numească direct managerii în spitalele județene. PSD, da? Și a blocat acea ordonanță de guvern în Parlament, tocmai ca, pentru că la vremea respectivă, PSD avea mai mulți președinți de Consiliul Județean. Și PNL la Neamț a numit inclusiv o patron unei firme de... A fost trei zile manager acel om. A fost o eroare, dar domnul Arsenie a făcut 8 patronul nominalizări unei, patronul unei firme de pompe funebre. Doamne iartă-mă! Cum poți să pui... Ce eroare e asta? De asta nu... Domnule... Domnul respectiv avea mai multe firme, printre care una și de pompe funebre. Dar eu îmi asum funebre, că tot, și din punctul meu de vedere am fost surprins și a fost o greșeală, dar a fost corectată. Cu tot respectul vă spun. Spuneți că PSD a venit cu nu știu câte nominalizări. Dar ce v-a oprit să aveți o nominalizare acum bună și cum se face că și la dumneavoastră, la PNL, se întâmplă să aveți astfel de scăpări pe care spuneți că sunt tipice PSD. Vă repet încă o dată. Acel om a fost câteva zile, eroarea a fost corectată. Pentru că... Domnul Arsenie a numit 8 manageri în nici 2 ani de zile. Acolo. Dar eu repet în continuare, cred că trebuie să învățăm din ceea ce s-a întâmplat acolo să nu se întâmple, Doamne ferește, și în alte locuri. De aceea se fac controle, discuții cu specialiști, să vedem unde e problema. Noi nu am mai fost niciodată ca sistem la o capacitate atât de mare. Asta e realitatea, suntem în pandemie. Sistemul de sănătate din România n-a fost niciodată cu adevărat reformat. Și cred că asta e o problemă de fond a societății românești, cum nici sistemul de învățământ nu a fost în cei 30 de ani supus unei reforme cu adevărat și profunde. Pentru că atâta timp cât avem un sistem de stat în care medicul stă și la stat și în privat și nimeni n-are curajul să rupă odată pisica, când se fac transferuri și grupurile de interese transpartinice au ca țintă spitalele ca să-și pună oameni care să le dea contracte, care să aibă firme cu dedicație care vin și
că pușează și toate dintr-o dată, când ajunge un manager, o singură firmă știe să vândă orice acelui spital sau orice tip de echipament medical și nu se întâmplă nimic, nu se pot îndrepta lucrurile. Degeaba spunem că reformăm, că facem niște controle. Când vom ajunge la situația în care să avem cu adevărat un sistem medical performant și în același timp reformat, dacă vreți, dar structural? Își asumă, de exemplu, PNL să rupă această pisică a angajării la stat și la privat a medicilor? Că și asta e o discuție. E o discuție și asta, da? Eu cred că trebuie să o gândim pe mai multe paliere. În primul rând, trebuie să ne asumăm finanțarea sistemului, da? Dacă ne raportăm la produsul intern brut, finanțarea sistemului sanitar din România e undeva la 30-40% mai jos decât media europeană. Asta o spun toate statisticile. Da, Partidul Național Liberal își va asuma o reformă în sănătate. A spus-o și premierul Ludovic Orban, o spune și președintele Klaus Iohannis, dar pentru asta ne trebuie o majoritate în Parlament. Noastră credeți că o majoritate PSD, Doamne ferește, în viitorul Parlament, cu domnul Rafila și cu domnul Străinu Cercel, vor face o reformă adevărată în sănătate? Eu cred că domnul Ciolacu, în loc să-l pună pe domnul Grindeanu să jure pe icoane, mai bine i-ar fi pus pe domnul Străinu și pe domnul Rafila să jure pe icoane că vor fi corecți în declarațiile publice și nu vor pune interesul politic înaintea interesului poporului român în ceea ce privește tot ceea ce spun ei despre această pandemie de la început. Dar ca să revenim la reformă, da, vrem să ne asumăm o reformă și nu e doar la nivel declarativ. Dacă vă duceți bine aminte, prima încercare de reformă a făcut-o Eugen Nicolescu, da, cu legea sănătății. E acea lege de atunci, are peste 1000 de articole sau de amendamente sau modificări, cum vreți să le spuneți, care, cum a venit, a mai făcut câte o modificare. Da, vrem să ne asumăm o reformă în sănătate și pentru asta ne dorim o majoritate în Parlament. Altfel nu se poate face, vom fi blocați. Corect. Ce înseamnă această majoritate? Care ar fi stâlpii reformei sistemului de sănătate gândit de PNL? Eu vă spun, de exemplu, în cazul în care voi ajunge parlamentar, am un proiect și asumat și în, atunci când ne-am depus candidatura în interiorul partidului, un proiect de lege a prevenției cu adevărat în România. Noi, la ora actuală, vedeți cât suntem de vulnerabili în fața unei pandemii și comorbiditățile sunt, de fapt, hipertensiune arterială, infarct miocardic în antecedente, obezitate, diabet. Acestea sunt toate lucruri în care trebuie să facem prevenție și dacă facem prevenție, rezultatele pot fi chiar spectaculoase. Nu îmi arog o idee, ci pur și simplu vreau să facem un sistem pe modelul sistemului francez în care medicii de familie primesc bonusuri dacă fac activități de prevenție. Ei pot fi chiar și cuantificați. Știm, are între, nu știu, 900 de pacienți și 2000 de pacienți. Vedem în ultimii 3 ani câte infarcturi au fost în rândul acelor pacienți. Dacă numărul scade, el poate să primească un bonus. La fel și diabeticii cât de bine sunt controlați. Îmi doresc o asemenea lege a prevenției care să fie bazată pe, în primul rând, pe rezultate și, în al doilea rând, și pe sistemul medicilor de familie, care să-și suplimenteze veniturile făcând această prevenție. Asta ar fi un exemplu personal, mă asigur, nu pot să vă spun, eu nu sunt Mafalda să fac eu bun, reforma dar, de exemplu, în sănătate. Acest proiect este susținut de colegii noastre din partid, că până la urmă orice lege de genul acesta trebuie să aibă susținere politică. Este susținut de colegii mei de la Timiș și cu siguranță mă voi bate să fie susținut și de ceilalți colegi. Bun. Din țară. Există, ați făcut, nu știu, o estimare ce ar însemna din punct de vedere financiar și de unde ar putea să vină? Pentru că vă dați seama, când ajungeți avizul de la Ministerul de Finanțe, oamenii aia care nu mai știu cum să împartă banii, câți au, mulți, puțin, o să zică, încă un proiect de lege, mai trebuie să dăm niște bani, de unde? O să-mi spuneți că vin de la Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Nu, vreau să vă spun așa, costurile cu medicina de familie nu sunt cu o pondere atât de mare în bugetul total al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și știu bine lucrul ăsta că am fost vicepreședinte o perioadă de timp. Sigur că bonusurile nu vor putea să dubleze veniturile medicilor de familie sau ceva de genul ăsta. Costurile mari sunt cele cu medicamentele, cu spitalele, cu alte lucruri. Dar nu cred că costurile sunt problema în această lege, cât mai mult organizarea și legea în sine, principiile ei și modul de funcționare. În Franța funcționează, ideea mi-a venit, vă spun sincer, citind într-un ziar local francez în care ei se lăudau că un medic de familie din departamentul Barin a luat cel mai mare bonus din Franța și pe urmă am început să investighez, dar de ce dau ei bonusuri medicilor de familie? Când luase? Luase undeva la 12.000 de euro, dacă nu mă înșel. Într-o lună? Nu, pe an. Pe an era vorba. Da, era pe anul în spate. Țin minte și acum era într-o iar.
Da, interesant. Rămâne de văzut. Toate lucrurile acestea sunt binevenite și în toate dezbaterile electorale de când a început campania pentru alegeri parlamentare am auzit aici în studio tot felul de propuneri care sună bine, ca să spun așa, și teoretic înseamnă foarte mult. Însă de fiecare dată i-am întrebat pe candidați de sprijinul politic și de determinarea partidelor de a face aceste lucruri. Pentru că în 30 de ani și PNL, și PSD, și toate celelalte partide, fie cum s-au numit, cu excepția USR, că ei n-au fost, hai să spunem, deși și au parlamentari și au fost în ultimii 4 ani, nu am văzut să se întâmple lucrurile cumva liniar, de la cap la coadă, pe o direcție, nu știu, pe linia sănătății, pe linia mâncare a prevenției sau în orice altă linie, n-am văzut o strategie dusă începută și dusă la un bun sfârșit cu rezultate și cred că asta ar trebui să fie o temă de reflexie măcar pentru partide, dincolo de întinerirea clasei politice. Să știi că orice proiect ai, în general, chiar și într-o companie privată, dacă vrei să faci un proiect, trebuie să-ți convingi colegii din management, din departamentele de suport, din tot ce este, să-i convingi că e un proiect bun pentru ca acea companie să-l aplice. La fel se întâmplă și în interiorul unui partid politic și nu doar în România. Pot să vă spun și din experiența de la Parlamentul European cum se negociază amendamentele chiar în interiorul grupurilor politice. La fel și aici. Ai un proiect de lege, îl prezinți colegilor, îți faci lobby în rândul lor să te sprijine și trebuie să reușești ca să te duci mai departe. La fel e peste tot. Cu siguranță mă voi bate pentru o lege a prevenției și am suficiente argumente să-i conving. Cel puțin asta cred eu. Domnul Bușoi vă susține? Să știți că am discutat proiectul ăsta de nenumărate ori, de câte ori avem timp la Bruxelles sau la Strasburg. Mai vorbim de anumite proiecte pe care vrem să le ducem mai departe în sănătate și e de acord cu acest proiect. Alte proiecte? Sunt mai multe. Deci poate mai aflăm un proiect, alt proiect pe care vreți să-l implementați? Nu știu dacă poate să fie neapărat proiect. E o idee care pe mine mă urmărește de ceva vreme. Mă gândesc tot timpul la colegii mei de generație, unii mai mici, alții mai mari. Ei termină 6 ani de facultate, da? După care fac specialitate, între 4, 6 și chiar mai mulți ani pentru alte specialități mai complicate. Devin medici specialiști. Și după care trebuie să umble din poartă în poartă la spitale, să căciulească, să vadă unde sunt concursuri, să citească viața medicală, să uite pe site-urile spitalelor. Dar nu avem o situație în România în care, domnule, am terminat. Sunt medic specialist oftalmolog. Eu nu știu unde vor fi posturi libere de oftalmologie, de exemplu. Și e o idee, vă repet, nu știu dacă poate fi într-un proiect de lege, dar poate fi făcut lobby către viitorul ministru al sănătății sau chiar și actualul, dacă va fi același, să avem un concurs național, la fel ca la rezidențiat. Știți cum se întâmplă la rezidențiat? Da, se publică locurile, te înscrii, există o grilă, cred că se poate face la fel. Eu am fost manager de spital. Pot să știi, nu e adevărat, nu cu să aproximez la fix de cine vei avea nevoie anul viitor. Dar cam știi cine se pensionează în principiu. Astea cel puțin trebuie să le știi că e o chestiune de vârstă până la urmă și oamenii nu se hotărăsc de pe o zi pe alta. Să facem un necesar și să facem pe regiuni, de 2 ori pe an sau o dată pe an, să știe toată lumea, domnule, am terminat specialitatea, în data de e concurs pe toată țara, mă prezint și în funcție de notă pot să mă duc. Stați că mi-ați deschis acum un alt subiect. Care regiuni, când noi suntem în continuare în județe și niciun partid nu și-a asumat regionalizarea sau reforma administrativă, că nu știm ce vom avea, regiuni, poate să vor numi tot județe, dar nu, nimeni nu și-a asumat-o, repet, discurs public, toată lumea, vrem administrație publică modernă, eficientă, mai puține comune, prea mult puțini oameni, venituri puține la comune și așa mai departe, dar nimeni nu face regionalizarea. Domnul Boțar, regionalizarea asta e un termen atât de discutat și de reforma administrativă. Eu cred că trebuie să vorbim mai degrabă, în primul rând, de descentralizare. Ăsta e un prim pas, ca apoi să stabilim regiuni, departamente sau cum vrem noi să le spunem. Sunt 2 pași foarte importanți făcuți de guvernul PNL, dar poate puțin mediatizați. Unul a fost acela că fondurile europene vor fi împărțite pe regiunile care le avem negociate cu Comisia Europeană, da? Și nu mai concurez eu la Timișoara cu Iașu, de exemplu, ci discutăm de proiecte regionale. El este un lucru foarte bun. Iar un al doilea lucru, a dat voie administrațiilor locale să preia și proiecte mari de infrastructură. Ați văzut deja, domnul Bolojan discută de un drum expres Arad-Oradea
Da, de la autostradă. Vreau și să vă la Timiș. Noi discutăm de o zonă... Vreau să văd și Timiș, care e bolojanul liberalilor în Timiș, că nu-l văd până acum. Păi, liberalul din Timiș e Alin Nica, el e vârful de lance și cu siguranță va face treabă. Mai nu putem să-l numim pe Alin Nica Bolojan sau da, pe Bolojan Alin Nica. Îl vedeți pe Ilie Bolojan premierul României? De ce nu? Poate fi unul dintre candidați. După alegerile din 7 decembrie? Deocamdată domnul Bolojan are un mandat de 4 ani, dar eu cred că PNL-ul poate să aibă premier și după cei următorii 4 ani al lui Ludovic Orban. Ei, acum, până că 4 ani cu Ludovic Orban, am înțeles că nici președintele Iohannis nu e așa de fericit cu domnul Orban, așa că... Nu am auzit asemenea lucruri și nici nu l-am văzut în declarațiile președintelui. Acum, dânsul a spus întotdeauna că e mulțumit de domnul Orban. Ca să citez un clasic în viață, haterii, așa spun. Bun. Sigur că e de datoria noastră de jurnalist să puneți întrebări sau să mai puneți sare și piper pe discuții. Bun, ia uite că avem și o declarație de ultimă oră a domnului Ciolacu, care acție la spusele președintelui, care astăzi spunea că... Da, a făcut-o cu mâna pe icoană ca să știm dacă e sincer sau nu. Nu știm pe ce a făcut. Cert este că după ce președintele Klaus Iohannis a spus că oamenii, mă rog, că guvernul PNL a găsit probleme în sănătate, lăsate, evident, problemele lăsate de guvernul PSD, Marcel Ciolacu a spus: te cațeri pe cadavre fără rușine pentru a ține la putere guvernul Morsi, ești un politruc de cea mai joasă speță, un jalnic mestecător de lozinci al PNL. Tu ești de 6 ani președintele României, Iohannis, ai avut guvernele tare cu care ai făcut nimic. Ce reforme ai făcut tu, Iohannis? Unde e România educată, propagandistule, în școlile închise? Nu mi se pare o declarație demnă de un lider de partid național. Acum, sincer să fiu, duritatea este exagerată. Dar haideți să ne uităm un pic la pozițiile Partidului Social Democrat al PSD-ului vis-a-vis de ceea ce s-a întâmplat anul acesta în pandemie. Da? Prima dată au contestat starea de urgență, apoi starea de alertă. Liderul de grup, domnul Simonis, era pe la toate televiziunile și se străduia din răsputeri în Parlament să nu avem stare de alertă, deși toate țările din Europa au avut lockdown și apoi o stare de alertă, într-un fel sau altul. După care avocatul poporului, doamna Renate Weber, spune: domnule, nu mai aveți voie să internați bolnavii pozitiv de COVID fără voia lor, adică nu poate să fie obligatoriu. De a doua zi de când s-a dat acea decizie, 4.500 de bolnavi pozitivi au plecat acasă. Fără niciun control asupra lor. Ei nu mai puteau fi ținuți internați. Nu era vorba de vreo pușcărie sau ceva acolo. Era vorba de o internare din punct de vedere medical, în spital, nu altundeva. După care, domnule, să nu deschidem școlile. La început. Da? Țineți minte că am avut un mecanism în funcție de rata de infectare, scenarii verde, roșu. Sigur, cu problemele care au fost, care nu sunt doar în România, sunt și în alte țări, să știți, și multe. Acum nu e bine să le deschidem. Tot timpul au fost, dacă nu, ca să spun așa, pentru contra. Doar numărul de cazuri crește sau scapă de sub control și guvernul va deconta lucrurile astea. Deci au strict politic, au gestionat această situație de la început până la sfârșit. Nu degeaba v-am spus că Ciolacu ar trebui să-i pună cu mâna pe icoană, pe Rafila și pe străinul Cercel. Pentru că dacă uitați-vă și la declarațiile lor, când astăzi este jurnalist cu mare experiență, una declara în iarnă, alta declara acum. Aoleu! Da, aoleu, avem o informație de breaking news, doamnelor și domnilor. Da, nu, e chiar de breaking news. Nicolae Robu, în urmă cu 16 minute, în timpul emisiunii noastre, a postat un mesaj pe Facebook. Apropo, ce discutam noi de fondurile europene, colegul nostru de partid, că este în continuare membru al Partidului Național Liberal. Cred că da, liberal, nu și-a dat demisia din membru, doar din președinte de filială. Așa, nu ca replică, domnul Robu are din nou o problemă cu presa. Spune domnia sa că din respect pentru timișoareni... Că am crezut că s-a întâmplat și o catastrofă când a spus. Care au dreptul să cunoască realitatea. Păi când scrie Nicolae Robu, credeți-mă, e o catastrofă. Stați să vedeți ce scrie. Care au dreptul să cunoască realitățile Timișoarei și nu ce li se furnizează de mașina de intoxicare informațională apărută în Timișoara din toamna anului 2019 și plătită de atunci non-stop, pre-campanie,
campanie și post-campanie, cu bani grei, de grupurile de interese în slujba cărora este, fac cunoscută situația reală, verificabilă, referitoare la proiecte și spune: știu că unii cititori nu vor să audă, nu vor să accepte aceste realități, că nici presa, cu excepțiile de rigoare, nu va fi interesată și totuși iată cum stau lucrurile, spune domnia sa, total proiecte pe fonduri 92 cu valoare de 2,7 miliarde lei, adică 570 de milioane de euro, spune domnia sa. Bun, 49, mă rog, și începe să le defalcheze pe sume și spune: acestea sunt realitățile verificabile, restul e minciună ordinară, intoxicare făcută fără rușine. Deci, oameni care n-au nimic de oferit, ci numai de luat, altfel spus. Și să nu uităm, spune că va veni și momentul când îi va da replica lui Dominic Fritz. Iată că Nicolae Robu luptă alături de partid și văd că îi dă replica lui Dominic Fritz. E drept, ne uitând de presă și uitând că presa a fost cea care întotdeauna i-a preluat discursurile și atacurile, inclusiv la adresa presei și a adversarilor politici, dar văd că chiar și plecat acasă, Nicolae Robu nu se poate împăca că presa are libertatea de a scrie și de a spune lucrurilor pe lume așa cum consideră fiecare jurnalist. Sigur, declarațiile sunt în stilul caracteristic domnului Robu și nu vreau să comentez, stilul e al domniei sale, dar ceea ce spune și domnia sa este ceea ce v-am spus și eu la începutul emisiunii când discutam de acea diferență, că s-au plătit mai mult pe sporuri decât s-a încasat. Eu cred că calculul acolo s-a făcut doar pe partea de regie care revine din proiectele europene unității administrativ-teritoriale și nu pe valoarea totală a proiectelor în sine. Asta vrea să spună domnul Robu acolo, dar sigur, în stilul domniei sale. Bun. Vă ajută ieșirile domniei sale în campanie? Practic, Nicolae Robu devine acum principalul opozant la Dominic Fritz, căci reacție astăzi de la vreun alt membru al PNL, Dan Diaconu, eu nu am văzut până acum. Fiecare reacționează așa cum crede de cuvință. Domnul Nicolae Robu este în continuare membru PNL și v-am spus, a fost două mandate primarul PNL al Timișoarei. Nu ne renegăm istoria, ca să spun așa. Cel puțin eu personal nu pot să fac lucrul acesta. Mai avem două minute și v-aș întreba așa, care credeți că va fi scorul electoral al PNL în Timiș la parlamentare, va fi mai mare ca la locale și care ar fi un procent? Cu siguranță va fi mai mare ca la locale. Eu sper să ne apropiem de 40% în Timiș. Timiș e un județ de dreapta, e un județ liberal și eu cred că vom lua un scor foarte bun. Restul partidelor USR Plus, PSD, Pro-România, PMP... Restul partidelor, am ajuns la concluzia că a fost blat la Consiliul Local, putem să le calculăm la așa împreună, nu? Nu, dumneavoastră a spus că a fost blat, eu nu spun că a fost blat, în condițiile în care... A fost blat, a fost o înțelegere pe sumasă. A fost la vedere totuși, inclusiv PSD a spus că având trei oameni, nu se opun majorității și vor vota candidații. Au spus că îl vor vota pe... Deci la fel cum au făcut la CNAD, la fel cum s-a întâmplat și cu domnul Iordache, pare că totuși aceste mecanisme așa underground funcționează. Dar explicați-mi și mie, dacă, domnule, aveți o problemă cu PSD-ul la Consiliul Județean sau la Primăria Timișoara, de ce la Primăria Giroc vă doriți să aveți viceprimar liberal cum primar PSD? Nu, n-ați înțeles. Noi la Primăria Giroc dorim să avem viceprimar liberal sprijinit de USR, nu cu primar, cu sprijinit de PSD. Dar PSD a condus 8 ani de zile Consiliul Județean Timiș. Rezultatele se văd. Acum avem șansa să facem o alianță de dreapta și noi chiar ne dorim. V-am spus toată emisiunea lucrul ăsta și insist în această poveste. Chiar ne dorim și domnul președinte Nica și noi toți liberalii ne dorim o alianță cu USR, să facem o guvernare locală puternică care să fie sprijinită de un guvern PNL-USR și la nivel național după 6 decembrie. Ca parlamentar de Timiș, dacă ajungeți în Camera Deputaților, care sunt primele trei proiecte pentru care vă veți bate pentru bugetul care trebuie adoptat de noul Parlament?
pentru care veți face amendament, indiferent dacă guvernul va pune sau nu vreun leu deoparte. Trei proiecte ale Timișului pentru care vă veți bate și veți face amendament. Avem 6 obiective majore în campanie vis-a-vis de ceea ce înseamnă obiective de sprijinit la nivel național. Și v-am spus, stadion, sală polivalentă, spitalul de la Lugoj, le știți din cap, da? Autostrada spre Moravița, centura Timișoarei și lăsați-mă să le spun dacă tot. Haideți să le recapitulăm. Și stadion, sală polivalentă, da? Centura Timișoarei, să o terminăm. Descărcarea spre autostradă cu lărgirea drumului de la Dumbrăvița. Spitalul, nou proiect de spital de la Lugoj și ce mai avem? Autostrada spre Serbia. Despre spitalul Esenția. Regional, l-am auzit pe domnul Simoni spunând aici la dumneavoastră că trebuie să facem un spital regional la Timișoara. Da, trebuie să facem un spital regional la Timișoara. Dar mi se pare ușor forțat să-i aud pe PSD-și vorbind de spital regional, când în guvernarea lor s-au hotărât unde se fac cele 3 spitale și Timișoara n-a fost inclusă. Corect. Iar Dominic Fritz vorbea de un nou spital municipal. Haideți să-l terminăm întâi pe cel de la spitalul de copii, pentru că ăla s-a făcut în cea mai mare parte din bani de la bugetul local. În administrația Robo, așa criticată cum a fost ea. Da, pe o idee plecată de la colegul de alianță Sorin Grindeanu. Dar din păcate bani, doar declarativ, că bani n-au prea venit de la guvern. În primul an nu s-au folosit banii de administrația liberală. Cei mai mulți bani au fost liberală, de la bugetul local acolo. Da, dar iată că aproape au trecut 7 ani și nu e gata nici acum. Asta apropo de eficiența administrației locale. Vedeți cât de greu este să nu fie pe aceeași mână și guvernul și administrația? De aceea să vedem, avem nevoie de o majoritate PNL-USR și la nivel local și la nivel central după 6 decembrie. Să vedem alianța asta făcută odată, să vă vedem la muncă, să nu mai auzim certuri. Din punctul nostru de vedere, noi ne ținem de cuvânt, ne-am și ținut de cuvânt. Sunt curios dacă colegii de la USR încetează cu blaturile cu PSD sau nu. Bine, blat sau neblat, vom vedea. Până una alta vin. Știți cum se spune, la primărie USR și PSD au făcut o gospodărie, că tot era la modă, o frumoasă gospodărie, cum da. Tot era la modă termenul ăsta, nu? Bună zicere de titlu, vă mulțumesc, să vedem ce va fi în 6 decembrie, vedem în 7 care sunt rezultatele și cine a avut mai multă dreptate. Doamnelor și domnilor, ne revedem mâine seară. Până atunci vă spun ca de obicei, sunt Dragoș Boța și nu uitați, câinele de pază al democrației nu latră sfârșit, o seară nebănuită.